așadar cu mai multe vești bune. Vine invitata mea de astăzi, astrologul Minerva. Bună ziua, bine ați revenit la noi. Bine v-am regăsit, asta cu condiția să trecem de eclipsa de soare, totală de soare de pe 4 decembrie, dar eu zic că vom trece ușor. Această eclipsă nu afectează mentalul și nici emoționalul, ci afectează lucrurile exterioare. Probabil în sfârșit vom avea un guvern, probabil că discuțiile vor mai trena, vor mai fi, vom auzi vești care mai mult sau mai puțin plăcute și lucrul acesta aș spune să-l punem pe seama ceea ce trăim, dar aveți puțină răbdare, măcar încă vreo 2 ani, ca lucrurile să se liniștească și să intre în topica lor normală. Pare nu mult, dar o să vezi că nu este mult. Oricum, 2022 va fi un an mai ușor decât 2021. 2023 unul mai ușor decât 2023 și tot așa, ușor, ușor, lucrurile ar trebui să se rezolve. Dar una peste alta, atmosfera generală a lunii decembrie? Problema este, este bună, dar această eclipsă poate, atenție mare, poate acutiza relația guvern-cetățean. Ne putem aștepta la oameni pe stradă, în special cei care se simt nedreptățiți de ceea ce se întâmplă, dar ăștia suntem, unii vor vaccin, unii nu vor vaccin, iar aspectele benefice care ar fi? Dar aspectele eu sper să fie bune, pentru că, uite, până pe 19, pe 19 decembrie intră în retrogradare Venus, atunci va trebui să punem sub lupă problemele relaționale. Și finanțele. Și finanțele, dar având în vedere că Venus începe să dea, cum zic eu, să meargă înapoi în Capricorn, aș tinde să spun că finanțele sunt cele afectate și afacerile mari. Asta înseamnă că mai avem timp până atunci pentru investiții, vânzări, achiziționări? Nu sugerez, deși se spune că lunile de iarnă și ultima lună este o lună foarte în care se pot face investiții, să știți că eu nu sunt de acord cu chestia asta, în special după 15 decembrie. Deci cine are de făcut să le facă acum, până în 15 decembrie, după aceea să se abțină până în februarie, pentru că Venus va fi retrogradă până pe 30 ianuarie. De exemplu, la berbec, din punct de vedere relațional, posibil să întâlnești pe cineva care nu numai că îi împărtășește valorile și obiectivele, dar este și de încredere. Eu zic că ăsta e un lucru foarte bun. Profesional, abilitățile de conducere te vor ajuta să gestionezi situațiile dificile la locul de muncă mult mai bine acum, în luna decembrie. Este ca și cum ai reușit să faci o sinteză la tot ceea ce ți s-a întâmplat în anul care, iată, se apropie de sfârșit. Munca în echipă te va ajuta să-ți finalizezi proiectele. Financiar, ai de încheiat un acord financiar care îți va oferi beneficii mai multe și mai bune decât te aștepți. Un contract care, zic eu, că vizează foarte latura profesională, nu neapărat latura de hobby, pentru că sunt contracte care pot să scoată în evidență un hobby, cum este, de exemplu, astrologia, numerologia, deci științele ezoterice în general. Ca sănătate, dacă ai suferit de dureri de spate până acum, e bine, în decembrie parcă acest lucru se mai atenuează. Trecem la Taur. Tu, din punct de vedere pentru tine, din punct de vedere relațional, decembrie este o lună, aș spune, bună pentru a lua câteva decizii cu privire la viața sentimentală. Șansele să fii preocupat ca să te distrezi și să uiți de viitorul relației, să știi că sunt foarte mari. Deci, trebuie să înveți să faci un echilibru între partea profesională și viața personală. Profesional, incapacitatea de a-ți exprima ideile în mod eficient poate acționa ca o piedică pentru progres. Deci încearcă pe cât posibil să nu fii crispat, să nu fii, cum zic, mai spun ăștia prin redacții, să nu fii constipat. În sensul că tu ești incapabil să spui ceea ce gândești și ei săracii au un fond sentimental extraordinar de profund și de bun. Financiar te îngrijorează instabilitatea de pe piață. Nu este un moment potrivit, atenție, pentru investiții noi sau riscante. Fii foarte atent la ce cheltuiești și gândește-te la modalități inovatoare de a-și spori veniturile. Ca sănătate, durerile de cap recurente te pot dobori și pot afecta și celelalte zone ale vieții, cum ar fi
rezolvat unor documente la care lucrezi. Deci ia ușor, dacă simți că ești obosit sau încep durerile de cap, ieși și fă o pauză, ia o gură de aer ca să te simți mai bine. Gemeni. Cu gemeni, relațional, luna decembrie este una specială, deoarece va simți dragostea, vei simți dragostea care te provoacă să navighezi prin viața ta. Vor începe să se gândească, să analizeze ce au făcut, ce au trăit, unde au ajuns, cu ce și-au propus, dacă au ajuns acolo unde și-au dorit. Acordați atenție nevoilor partenerului, dacă aveți unul, pentru a, în sensul de a fi mai generos și mai bun. Profesional, demonstrarea punctului tău de vedere, atenție foarte mare, nu este calea de a-i cuceri pe ceilalți. Deci încearcă să nu-ți impui punctul de vedere. Ei prin impetuozitate iau treaba asta și să fii un pic atenți la lucrurile acestea. S-ar putea oamenii din jurul tău să dea doar din cap, crezând că așa vor scăpa mai repede de tine. Financiar s-ar putea să faci o mulțime de cumpărături în această lună, în special bunuri electronice, doar este Crăciunul. Dar fii atent ce anume cumperi. Ca sănătate, ea va fi destul de bună, te vei simți mult mai bine și, ba mai mult, vreau să spun că te vei recupera după o răceală sau după o boală la modă, te vei recupera un pic mai repede. Rac. În decembrie, din punct de vedere relațional, s-ar putea să simți că ceva se schimbă și că nu mai deții controlul. Lucrurile dintre tine și cineva de care ești atras se vor aprofunda însă considerabil până pe la sfârșitul anului. Așa că vei avea cu cine să faci revelionul. Profesional, luna aceasta se va dovedi una excelentă în ceea ce privește cariera pentru majoritatea dintre raci. Nu ezita să, dacă lucrezi în marketing sau în vânzări și ai oportunități de a te angaja în altă parte, nu ezita să faci acest lucru. Financiar, s-ar putea să nu stai chiar atât de bine cum stau ceilalți. Este posibil ca instituția în care lucrezi să treacă printr-o criză și să nu fie atât de profitabilă pe cât ți-ai dori. Ca sănătate, s-ar putea să-i poți influența pe ceilalți cu încrederea ta, dar acest lucru ar putea avea un impact fiziologic, în sensul că te vei epuiza, volens nolens va trebui să te odihnești mai des. Odihnă mai mult. Deci odihnă mai des, culcă-te la ore fixe, încearcă să nu mănânci greu seara, în sensul mâncare gătită, grasă, sau, ci în întâmplător francezii numesc cina supe. Adică mănâncă ceva ușor și chiar o supă nu ar fi împotriva regulilor. Relațional, o lună bună, dacă ești părinte singur, fii atent, sau divorțat. De ce spun că este o lună bună? Pentru că s-ar putea să întâlnești pe cineva. Totuși să fii foarte atent, pentru că deja la relația care se stabilește între persoana respectivă și copil. Întotdeauna eu îi sfătuiesc pe clienții mei să observe relațiile dintre prieteni și copii și dacă există o relație benefică, să ducă relația aia mai departe. Asta pentru cei singuri, dar pentru cei relații... singuri, pentru cei care sunt căsătoriți, viața merge mai departe și chiar să constate că s-a stabilizat foarte mult relația lor. Profesional, reușesc să-și croiască o nișă în plan, în acest plan, dacă vrei să-ți faci un nume, să spunem, în mass media, că tot eu trebuie să profiți de oportunitățile pe care le ai luna aceasta. Posibil să ai și câteva oferte interesante care să te ajute, să-i ajute să se impună. Financiar, șansele cresc brusc, șansele de cheltuială. Așa, nu de câștig. Nu de câștig, sunt șanse de cheltuială, pentru că, bineînțeles, suntem în luna cadourilor. Și încep săptămânile de cumpărături, de tatonări, de văzut despre ce este primim, vorba. Dăm primim. Exact. Există un flux, un circuit care funcționează așa cum trebuie. Totuși, i-a sfătuit pe lei să evite investițiile riscante pe piața bursieră, deoarece acestea nu vor aduce profit, cel puțin nu 2 ani de acum încolo. Putem să ne schimbăm mașinile? Anul viitor. Am înțeles. Sănătate. Pot apărea probleme gastrointestinale, atenție, și în special de tranzit. Unele dintre probleme pot fi rezolvate prin relaxare și o alimentație adecvată, dar pentru a mânca
ceea ce trebuie, trebuie să stai de vorbă cu cine, fie cu un nutriționist, fie eu le mai sugerez clienților mei să simtă, că simți când îți face ceva bine, când nu îți face ceva. Și mâncați ceea ce simțiți voi dacă, că vă face bine. Deci nu e nicio, cum să spun, niciun secret din fecioară. Asta. Fecioara. Tu vei avea o lună foarte romantică, aș spune, cu ocazia de a întâlni pe cineva impresionant și fermecător în același timp. Aș zice să profiți la maxim de această ocazie pentru a face ceva ce n-ai mai făcut de mult. Adică să fii romantic. Profesional, în decembrie este posibil să fii un pic confuz cu privire la anumite probleme legate de muncă. Este posibil de asemenea să fii nehotărât cu privire la un nou proiect care ți s-a propus. E ca și cum nu-i vezi o finalitate clară. Și atunci, logic că stai pe gânduri, sănătate, probleme legate de stres vor crește. Dacă nu sunt atenți, ei oricum sunt niște semne foarte ușor anxioase, foarte ușor intră și în panică. Deci le-aș sugera cât mai mult odihnă și să se țină departe de orice factor de stres. Balanța. Viața sentimentală merge încă bine și luna aceasta. În sfârșit întâlnești și tu pe cineva care îți place. Dacă ești căsătorit, însă nu-ți lăsa partenera sau partenerul să facă totul singur. Profesional, decembrie este despre cum să iei frâiele în propriile mâini și să iei decizii pertinente. Este posibil să accepți responsabilitatea de a face față unor sarcini importante la locul de muncă. Financiar este o perioadă, uite, lor le pot să facă mici investiții, nu mari, atenție, nu terenuri, nu case, mici investiții, eventual reparații la mașină, achiziția unei biciclete, lucruri de genul ăsta care îi ajută, mici electronice pentru bucătărie, asta îi pot ajuta foarte mult. Din punct de vedere a sănătății, le-a sugera și lor să fie atenți la ce mănâncă. Scorpion. Așa că să nu-ți găsești scuze pentru alegerile nesănătoase. La Scorpion, probabil că un vechi prieten vrea să-și exprime sentimentele profunde pentru tine. Ei bine, în această lună ai putea dezvolta un puternic sentiment de atracție și de plăcere pentru unul din acești prieteni apropiați. Profesional, te poți confrunta cu câteva situații neobișnuite și provocatoare la locul de muncă. Scorpionule, ce faci? Încrederea în sine și prezența de spirit te ajută să faci față oricăror situații. Financiar, aș spune că este o imagine frumoasă din acest punct de vedere, pentru mulți dintre voi succesul financiar va fi legat de o decizie pe care o vor lua șefii direcți sau, să nu râdeți, cineva din familie. Ca sănătate, vei avea nevoie de toată energia de care dispui pentru a face față câtorva probleme care te deranjează zilele acestea. Atenție la accidente. Voi, în mod special, sunteți predispuși spre accidente. Trebuie să luați niște măsuri în plus când plecați la drum, să fiți foarte atenți cum conduceți, cum coborâți scările, cum tăiați, cum tocați, că mai sunt cărora le place să gătească și, Doamne ferește, se întâmplă vreuna nefăcută. Săgetător. Ei bine, la voi relațiile de cuplu merg calm și liniștit foarte bine și ar putea duce relația într-o altă fază, în sensul că s-ar putea să vină barza. Pentru cei necăsătoriți, să fie un pic atenți, pentru că ei sunt tensionați în mediul în care trăiesc, în mediul cu prietenii, se ceartă din orice, deci le-a sugera că cel mai bun lucru este să-și găsească pe cineva ca să nu petreacă sărbătorile singuri. Profesional, cei care lucrează s-ar putea, uite, de exemplu, să-și dea seama că nu le-ar strica o specializare, un masterat în plus, deci se gândesc foarte intens să-și continue studiile. De asemenea, dacă te-ai gândit la schimbarea locului de muncă, dă înainte, caută un loc de muncă, pentru că eu zic că o să găsești ceva pe placul tău. Financiar, posibil să plănuiești fie cu cineva din familie, fie cu un prieten, propria afacere, a zice să o pritocești, dar să nu pui în practică până anul viitor. Ca sănătate,
vei lua sănătatea mai mult ca niciodată o vei lua în serios acum. Unele modificări în alimentație, pentru că știm foarte bine, vine Crăciunul și Revelionul și atunci volens nu să facem excese. Deci, lasă să fii atent. Capricorn. Pentru cuplurile căsătorite este o lună excelentă. Relația voastră devenind foarte puternică. Nu numai că veți petrece mult timp împreună, dar vă veți înțelege parcă mai bine ca niciodată. Dacă ești singur, ar trebui să fii foarte atent când vine vorba despre întâlniri, deoarece persoana care îți place s-ar putea să nu fie serioasă. Profesional, posibil să apară noi oportunități. Profită de, la maximum de acestea. Financiar, vei cheltui destui bani luna aceasta, deși tu nu ești un cheltuitor, fă niște aranjamente alternative pentru a reduce această povară financiară, iar situația va fi mult mai stabilă când vei finaliza toate tranzacțiile care încep și încep să-ți rambursezi din datorii. Ca sănătate, vei avea un control deplin asupra vieții tale, pentru că tu decizi ce și cum ca să mergi mai înainte, fă alegeri înțelepte care să te ajute să-ți îmbunătățești sănătatea. Eu aș spune nu doar ca alimentație, ci să și faci puțin mai multă mișcare. Continuăm cu Vărsătorul. Mergem la Vărsător. E bine, tu relațional s-ar putea să-ți fie foarte greu să dedici timpul exclusiv partenerului. Asta e Vărsătorul, nu ai ce să-i faci. Munca ta te poate ține ocupat până pe tot parcursul lunii. Este posibil ca cei care sunt singuri să-și dorească dragostea, dar să nu o găsească zilele astea. Profesional, ai reușit să obții câteva proiecte importante pentru instituția ta. Ședințele vor progresa fără probleme, dar atenție, datorită abilităților tale diplomatice și de negociator. Asta zic eu că e un lucru bun. Probabil ți se atribuie sarcini suplimentare pe care tu ți le vei asuma cu foarte mare ușurință. Financiar s-ar putea să fii tentat să cheltui bani încă din primele zile ale lui decembrie. Este însă un moment bun pentru cei care lucrați în vânzări și în marketing. Cu siguranță veți vedea creșterea veniturilor. Ca sănătate, nu sta în picioare prea mult timp lucrând până în miez de noapte, deoarece acest lucru poate afecta sănătatea în sensul că durerile de gambe vor fi foarte puternice. Evită alimentele grase și cele de fast food și, bineînțeles, și băuturile tari. Și peștii? Și în sfârșit, peștii, pentru voi, încă de la începutul lunii, iubirea este o posibilitate reală, deoarece întâlnești întâmplător pe cineva, o persoană pe care o consideri atractivă. Probabilitatea să întâlnești această persoană la serviciu este foarte mare. Profesional, o nouă slujbă este în cărți luna aceasta și va fi bună pentru cariera viitoare. Această nouă slujbă îți va permite să-ți folosești creativitatea și inventivitatea, dar mai ales intuiția. Flexibilitatea înseamnă să ieși din zona de confort și să înveți lucruri noi. Financiar va fi o lună bună pentru finanțele tale, fără să te afecteze ceva grav. Dacă ai o afacere sezonieră gen tarabe cu produse handmade, dați-i bătaie că vă vor aduce bani. Ca sănătate, ai putea intra în declin în timp ce ești tentat să consumi alimentele care îți plac, dar nu foarte sănătoase. Ca și Vărsătorul, fac fixație pe un anumit aliment pe care îl consumă alalong și care poate provoca tulburări de tipul de vitaminizare, de calcifiere și altele.